Bă, aseară am oprit video-ul ăla așa, fără niciun sfârșit, că am adormit. Bă, te ne-a luat 20 de ore să ajung până în Noua Zeelandă. Eram rupt de somn și am adormit, așa că am apărut cu o nouă zi. Acum mergem până la un parc, este de fapt un crater vulcanic, undeva acolo sus. O să urcăm câteva, nu știu, câteva sute de metri și încă este, craterul este încă vizibil. Bun, am ajuns la parc și începe urcarea. Escaladarea muntelui, să spunem așa, de un deal. Să nu exagerăm. Astea sunt tipul ăla de ferigă care e pe steagul lor. Asta este craterul. Foarte mișto, nu? Comunitatea din asta de case, așa. Pe aici se vede, este stadionul de rugby. Aici este stadionul Eden Park. Deci este centrul financiar, centrul orașului. Văzut plăcut, dar sperăm că nu devine neplăcut cu ploaia care vine, așa că am să cobor în oraș să văd ce mai e pe acolo. Ciao, ciao! Suntem ca un șoarece pe autostradă, suntem la oraș mare. Trebuie că căutăm pe aici, dar nu știu dacă drumul ăsta e și pentru noi să mergem, dar nu arată. N-arată trotuar. Mergem de nebun pe aici. Asta e, nu ne-am uitat bine pe GPS, am venit pe aici și nu e trotuar bine. Am venit la turnul ăsta, din nou. Există opțiune să mergi pe inelul ăla extern și după aia să poate coborâ, un fel de coborâre controlată. Un fel de bungee jumping, dar să zicem mai mult cobor în rapel, așa. Și pot să încerc să fac treaba asta, deși nu văd pe nimeni acolo sus. Nu știu dacă e deschis, că am venit și ieri și am încercat și nu era deschis. Bă, până la urmă am renunțat la sărit și la alea, că erau cam scump, erau vreo 150 de dolari americani, mi se pare cam scump. Așa că o să merg doar până acolo sus și cam atât. Mersul ăla pe afară și ăla, deci de vrei și poze și video, deci te costă vreo 200 și ceva de dolari americani, mi se pare cam scump. Am luat biletele și acum o să... Hai, prințesă, bucură-te! Mă bucur mult. Thank you. Mai cum? Da, dragă, un canal de săpat garduri. Serios, un canal de YouTube, vrei să faci cum scutăm? Vezi că dacă faci vizualizări datorită mie, că m-am certat cu Indianca și i-am zis cu trebuie să îmi dai un procent. Păi nu? Eu zic că avem vreo 30 de persoane care se uitau la mine, cred că o să plece și alea, adică... Nu cred. Ta-na-na-na-na... La 51? 50? 51? Ai auzit? Da... Ia sări în sus acolo, ia sări. Ce anume? Sări, sări. Ce sări? Sări. Mă, mi s-a mai deja, deci mie mi s-a mai ieșit în ochi. Da? Eu nu merg bani. Cum să stai de aici? Nu, nu stai nicio dacă aș putea. Mă ia cu călcură, cred. Că mă rog, cred că o să mă vomit. Dacă mă arunc de aici, mă iară, cred că o să mă vomit. Dar te prinde de în urmă vomitul.
Haide, dragă, sper să... Bă, se vede foarte mișto orașul dacă veniți aici, dar, mamă, țipă copiii. Părerea mea e că dacă aveți putere financiară, bă, să luați Skywalk ăla și Skyjump. Ia arată. Arăt ca un... nu știu ca ce arăt. Păi zi-mă cum arăți. Nu știu, tu în poza aia sau? Arăt cum. Auziți, fețe, voi acum vă ce faceți? Vă retușați pozele? Vă faceți frumoase sau? Nu, le verific. A. Păi da, mai e timp, îți mai facem altele. Aici la 324 de metri, nu? Dar ăsta, 30 de 24 de metri. Nu? Merită venit? Ce? Merită, merită. Pentru 30 de dolari ăștia că te-a dat 20 de dolari americani, pare ok, nu? Pare foarte ok. Pentru 20 de dolari americani e ok. Era mai bine dacă mergeai pe acolo, nu? Dacă mergeai pe asta, nu era mai bine? Ar fi fost super fain, dar nu. Să filmezi, dar... De fapt, mergeam pe aia de mai jos, că e mai jos acolo, pe nivelul celălalt. E mai în spate, dar nu, stau și pe asta, era tot. Gata, am suficient, am făcut câteva poze aici, coborând la cafeteria asta, la etaj 50, să vedem cât a 30 de dolari o fi o cafea acolo. Să vedem dacă ne permitem să bem o cafea. Cam asta fac fetele astea toată ziua, știi? Stau să-și editeze pozele, știi? După aia când le vezi în realitate te sperii, știi? Nu, 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 așa rea, eu zic că sunt mai mișcă. A, da? Bine. La Sky? Ce e la Sky, drag? La Sky, dar culoare, bumie. Păi la ce e la Sky, zic? Mai a, la cer, zici, da? Da. A, am înțeles, da? Am înțeles, bine, bine. Sky cafe? Bă, la etaj nu l-ar zice, nu-i așa? Le văd 50 de 50, da, nu? Și bine, nu? Doors opening, thank you. Bă, eu zic că nu arată, că nu te sperii de prețuri, că arată... Mie mi se pare că e mai fiind ca la magazinul la jos, nu? Ieri, da. La ăla? Hai să mergem acolo. Păi, mai zis comandăm, nu? Da. Nu-i așa? Păi ce? Nu vine nimeni să te ia comanda, cred. Cred că e... Nu? Ce? Te băgat în gură. Ce? Aș vrea ceva să bag în gură. Nu-i dragă. Food, ok. Păi, da, uite, nu, decât sandwich-uri din astea sau ia-ți un pastry de ăla sau? Asta nu vreau. A, uite, din asta aici, da. Oricum, măcar n-a fost scump, nu? Adică, nu știu, 16 dolari, că vreo 10 dolari americani pe cafea și pe sandwich-ul ăsta la etajul 50, e ok, e decent. A, da, am făcut 30 de poze ca să luau ceașcă. Gata, suficient. Ce-am făcut? Am făcut 3 poze acolo. Tu am neferește, dar nu le-am luat să le bem, dragă, sau de ce le-am luat? Lasă, facem picture aici. Tu am neferește, e dragă. Andy, ia să te mai practic. Băi, eu mă gândeam că am venit să bem cafea, da? Ia să mergi. Tu de ce, la ce ai venit? Cum? Păi nu e lumina bună, dragă. Doamne, ferici, nu mă las nici să-mi beau cafea.
există plimbarea asta sau tăritura, treaba asta de sus de acolo. Dar erau $200, mi s-a părut cam scump. Lasă, că pot să stau și fără să săr. Deci, cred că acesta este finalul plimbării mele aici în Auckland. Văd că a înviat orașul, este un furnicar, efectiv. Eu n-am văzut atâția oameni, m-am plimbat pe aici, cred că erau vacanțe, cred că erau plecați în altă parte, că eu n-am văzut atâția oameni. Sunt încă în șoc. Salutare și numai bine! Bă, magazinul ăsta în spatele meu e o mizerie. Altra fetele alea acolo n-au mai ieșit eu. Efectiv, mănâncă fete. Mănâncă fete. O oră am stat ca boschetarul pe aici. Bă, du-se mă cul. Vrăjeală.